Un conducător auto de 22 de ani, în timp ce se deplasa pe DN71 în localitatea Răcari, a intrat în coliziune cu mașina care se deplasa în fața sa. Conform polițiștilor, cauza accidentului a fost nerespectarea distanței față de celălalt autoturism, fapt care a dus la vătămarea corporală a două persoane. Este vorba despre o femeie de 30 de ani și un bărbat de 38 de ani, care, în urma impactului, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Femeia nu-și simțea picioarele, astfel o ambulanță a sosit la fața locului și a transportat-o la spital. Un conducător auto în vârstă de 22 de ani, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe DN71, pe rata localității Răcari, a intrat în coliziune cu un autoturism care circula în fața lui. Din primele verificări s-a stabilit ca și cauză de producere a accidentului nepăstrarea unei distanțe corespunzătoare în mers. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală ușoară a doi pasageri. Este vorba de o tânără de 30 de ani și un bărbat de 38 de ani. Aceștia au fost transportați la spital pentru investigații medicale. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpa.